Bucurăm să fim în mijlocul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru primire caldă. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a îngăduit să venim aici, pentru că au fost obstacole în săptămâna asta. Și o să începem cu două cântări, trei cântări, pe care o să le cânte fetele, după care o să discutăm despre ce este școala acasă. Haideți, fetele! The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. And the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. And the house on the rock stood firm. The foolish man built his house on the sand. The foolish man built his house on the sand. The foolish man built his house on the sand. And the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. And the house on the sand went smash. So build your house on the Lord Jesus Christ. So build your house on the Lord Jesus Christ. So build your house the Lord Jesus Christ, and the blessings will come down. The blessings come down as the prayers go up. The blessings come down as the prayers go up. The blessings come down as the prayers go up. So build your house on the Lord. Mintea omului omoară, care macină mereu. Gândurile și păcate sau gânduri din Dumnezeu. Păzește-ți mintea, că doar prin ea ai viață bună sau viață rea. Păzește-ți mintea, că doar prin ea ai viață bună sau viață rea. Zilnic vin de dimineață ori un înger, ori un drac, ca să-ți pună în moara minții gândurile lor din sac. Păzește-ți mintea, că doar prin ea ai viață bună sau viață rea. Păzește-ți mintea, că doar prin ea ai viață bună sau viață rea. Îngerului care vine, ca trimis dumnezeiesc, tu deschide și-ți va umple moara ta cu grâu ceresc. Păzește-ți mintea, că doar prin ea ai viață bună sau viață rea. Păzește-ți mintea, că doar prin ea ai viață bună sau viață rea. Mulțumesc cuvânt de mare preț, trist e că puțin îl folosesc. Nu uita să fii mulțumitor tuturor celor din jur ce-ți vin în ajutor. Când primești un lucru cât de mic, fii mulțumitor că l-ai primit. Mulțumire de vei arăta, bunul Dumnezeu multe va binecuvânta. Fii mulțumit, fii mulțumit. Răbdător cuvânt de prețuit, trist cât de puțin e împlinit. Nerăbdarea nu o semăna, roade bune în viața ta atunci vei secera. Când dorești un lucru să obții, ai răbdare și nu te grăbi. Graba mereu treaba va strica,
Dacă ai răbdare, mult mai mult vei câștiga. Fii răbdător, fii răbdător. Lenevia este boală grea, caută chiar să scapi de ea. Mai degrabă fii sârguincios, asta-i calitatea celui ce e credincios. Dacă stai mereu întins în pat, să nu te aștepți la vreun rezultat. Sărăcia te va stăpâni, mulți vor râde atunci de tine când vor auzi. Fii sârguincios, fii sârguincios. Bucurați-vă totdeauna, așa ne îndeamnă Biblia. Ai motive să fii bucuros, iată unul pentru tine a murit Hristos. Dacă cineva te-a supărat, iartă-l și nu mai sta posumflat. Învață ca bucuros mereu, tu să treci prin toate și la bine și la rău. Fii bucuros, fii bucuros. Amin. Deci noi suntem astăzi aici ca să discutăm despre homeschooling. Deci ăsta este cuprinsul a ceea ce vrem să vorbim, ce înseamnă homeschooling, importanța homeschooling-ului și care sunt beneficiile homeschooling-ului pentru familie. Homeschooling sau educația acasă, educația la domiciliu, este același lucru. Deci educația acasă este egal cu homeschooling. Este traducerea din limba engleză. Practic, ce înseamnă homeschooling? Tradus din engleză, homeschooling înseamnă educația acasă. În primul rând vreau să spun că homeschooling este cea mai veche formă de educație. Adică este foarte simplu. Eu ca și creștin cred în creaționism. Cred că Dumnezeu a creat lumea în 7 zile. Și cred că după ce l-a creat pe Adam și Eva, ministerul educației la ei, adică responsabil pe Ministerul Educației, era Adam și se ocupa implicit cu educația copiilor, Adam și Eva. Da? Ei împreună au educat pe primii lor copii. Ce mai putem spune despre homeschooling? Homeschooling sau educația în familie, educația la domiciliu are loc în familie. Copiii sunt elevi și părinții sunt profesori. Copiii sunt elevi, părinții sunt profesori. Accentul se pune pe interacțiunea între părinte și copil. Deci, practic, acestea sunt în linii foarte generale ce este homeschooling. Vreau să vă spun că homeschooling-ul, deci de la Adam și Eva, prin Noe, homeschooling-ul s-a dezvoltat mult și în timpul poporului lui Israel și responsabilitatea educării copiilor a stat foarte mult pe umărul părinților și educării copiilor și spiritual, deci din punct de vedere spiritual, și educării copiilor din punct de vedere material, deci ca ei să fie fezabil pentru lumea economică, pentru situația care va să vie în viitor. Da? Tot stătea pe umerii părinților. Apoi, cu timpul, această responsabilitate, în special responsabilitatea educației spirituale, a fost preluată de biserică. Deci de sinagoga evreiască. Apoi, odată cu apariția creștinilor, primii creștini își educau și ei copiii în sinagogi. Când au fost persecutați,
ei au făcut, iarăși copiii lor, din punct de vedere spiritual, erau educați în biserică. Deci biserica se ocupa cu educația copiilor. Și accentul era pus pe educația spirituală și apoi pe educația materială sau educația ca ei să fie buni economic, ca ei să fie oameni de afaceri, să fie lideri, să fie conducători și așa mai departe. Deci asta este în linii mari despre homeschooling. De ce este important ca să ne educăm copiii acasă? Deci împlinirea chemării divine a părinților. Deci părinții sunt chemați de Dumnezeu ca să transmită valorile Bibliei, da? Valorile moral creștine, să le transmită copiilor lor. De exemplu, studiul pe care l-am avut anterior ne-a vorbit foarte mult despre chemarea sau rolul pe care l-au avut părinții creștini, părinții evrei. Părinții evrei, imediat este vorba de perioada, imediat după ce au cucerit pământurile în Israel. Și ceea ce vedem că se întâmplă este că ei au falimentat. Părinții din evrei au falimentat în multe aspecte în a le transmite valorile lor spirituale, valorile lui Dumnezeu copiilor lor. Din cauza că ei au falimentat, au urmat perioade tulbure în viața poporului. Deci au urmat perioade de subjugare de către străini. Au urmat perioade în care ei se închinau la idoli străini. Au urmat vremuri grele, au urmat robie, ca prin aceste metode sau prin aceste tehnici Dumnezeu să-i reeduce. Deci pe acești copii care s-au rupt de la valorile care trebuia părinții să le transmită lor, ei au fost rupți copiii de aceste realități spirituale, nu au ajuns la ei. Părinții s-au făcut vinovați că nu le-au transmis bine ca ele să ajungă și atunci Dumnezeu a trebuit să facă reeducare, la 70 de ani de reeducare în Babilon. Asta s-a întâmplat. Deci aici am scris care e importanța. Crește unitatea familiei și a bisericii. Deci de ce e important să faci homeschooling? E important să faci homeschooling pentru că îți crește unitatea în familie. Da? Copiii sunt în jurul părinților. Copiii sunt în jurul părinților, în jurul mamei și a tatălui lor, permanent. Înțelegeți? Noi uneori ignorăm sau nu vedem corect distribuția asta a timpului pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Eu sunt inginer și eu așa văd timpul. În limba engleză se numește time frame. Time frame este așa o undă. Unda asta se mai vede la bătăile inimii. Poate ați văzut-o mulți în filme, la bătăile inimii. Asta este o undă și noi trebuie să ne facem lucru în time frame. În fiecare time frame noi trebuie să ne educăm copiii. Și vreau să vă spun că acești copii care sunt educați acasă petrec foarte mult timp cu părinții. Cu părinții adulți de la care au ce să învețe. Părinții adulți de la care au ce să învețe. Și asta duce la o familie unită. O familie care este întotdeauna în jurul tatălui și a mamei. Se consolidează legătura dintre generații. Asta am vorbit. Deci este o protecție, protecție spirituală și fizică sporită. Vreau să vă spun că de multe ori când am vorbit de homeschooling, chiar oameni care ar fi trebuit să fie spirituali sau să privească spiritual la problema aceasta, mi-au spus că, frate, dar păi e simplu. Uite-te, de exemplu, la animale. Dacă scoți un animal din turmă și după aceea îl duci înapoi, toate celelalte animale îl împung și nu se adaptează, cum te uiți la lucrul ăsta? Răspunsul meu a fost clar. Asta nu scrie în Biblie. Deci, în Biblie, știți ce scrie în psalmul? Acolo este un psalm, psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce pe calea celor răi.
Înțelegeți? Biblia contrazice 100% teoria aceasta a gloatei. Da? Se încurcă două lucruri. Se încurcă faptul că un copil, ca să se comporte normal în societate, are nevoie de educație individuală, cu faptul că 20-30 de copii, indiferent cum sunt ei educați, se pun la un loc ca și grămadă. Dați să vă dau un exemplu simplu. Am 10 copii de la grădiniță care nu știu să-și lege ciorapi, nu ciorași, și returile. Dacă îi punem la un loc, niciunul din ei nu știe să-și lege șereturile. Dacă îi punem la un loc, o să știe ei să-și lege șereturile? De ce au nevoie ei? Ei au nevoie de un adult. Trebuie să vină un adult să-l învețe pe unul cum își leagă șereturile? Vreau să vă spun că chiar la vârsta aceea fragedă, ei nu au nici capacitatea să transmită talentul ăsta la altul. Nu au. Ei au nevoie de lucru individual cu fiecare. Ce face Ministerul Educației astăzi, chiar am văzut un spot publicitar pe tema asta, vorbește despre faptul că dacă îngrămădim copiii la un loc, îi facem mai deștepți și avem educație calitativă mai bună. Eu sunt absolut împotriva acestei idei. Fiecare copil este individual și are nevoie de muncă individuală a părintelui asupra lui, pentru a-i transmite capacități, a-i transmite tot ce are el de transmis de la Dumnezeu. Și acolo sunt ele. Da? De Deuteronom 4:9. Haideți să citim versetul ăsta, cred că nu l-am citit astăzi. N-a fost citit. Numai ia seama asupra ta și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Dar este același mesaj care e transmis mai departe în Deuteronom 6. Deci, practic, chemarea noastră ca și părinți este să educăm copiii noștri spiritual, să le formăm sufletul lor în așa fel ca ei să poată face față curentului. Lumea din jurul nostru merge la stânga și noi mergem la dreapta. Și dacă noi ne dăm copiii noștri să ne educe oameni care merg la stânga, o să ne trezim că noi, mergând la dreapta, pierdem copiii noștri care se duc la stânga. E simplu, nu? Simplu. Același lucru se întâmplă și când lăsăm și nu controlăm. Pentru că, uitați-vă, 35 de ore cel puțin pe săptămână, copiii noștri sunt în anturajul oamenilor care merg la stânga. Și dacă noi mergem la dreapta, avem atât de puțin timp în care putem transmite eficient cuvântul lui Dumnezeu copiilor noștri. Foarte puțin. Este vorba de timpul de duminică la biserică, este vorba de timpul de la școala duminicală, este vorba de timp minor, pentru că chiar în acest timp noi ce facem? Zicem că se ocupă cineva cu ei. Îi duc la știu ce bine, este școala duminicală. Gata, îi duc acolo și se ocupă cineva cu ei. Și tot așa cum se ocupă la școală, tot așa se ocupă cineva cu ei. Și crește copilul ăsta în biserică, dar de fapt el nu crește în biserică. Bun. Nu ne abatem de la planul nostru, mergem mai departe. Protecție spirituală am vorbit. Deci noi suntem chemați să protejăm copiii. Trebuie să-i protejăm. Pentru că mie Biblia personal îmi dă o promisiune și îmi spune clar: măi, Vitalie, măi, uite, învață-l pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va crește mare nu se va abate de la ea. Ce spune lumea sau ce spune sistemul educațional modern, nu doar din Republica Moldova, din întreaga lume? Ce spune? Dă-i drumul cu narcomanii, cu drogurile, cu tot. Dă-i drumul în lume și el o să aleagă. El o să aleagă. Păi chiar e nevoie să meargă el acolo, o să aleagă? Dar îi spun eu, mergi pe calea asta, fiule, mergi pe calea asta. Și Biblia îmi promite, Dumnezeu din cer îmi promite și îmi spune: Vitalie, dragă,
Puneți încrederea în cuvântul meu, că eu o să-l duc pe fiul tău pe calea asta sau pe fiica ta. Pentru că tu ți-ai pus încrederea în cuvântul meu. Pentru că tu mă crezi pe cuvânt. Da? Asta, așa văd eu și așa cred că trebuie să interpretăm Psalmul 1. Bun, mergem mai departe. Formarea unor copii integri și capabili să se opună curentului lumii acesteia. Da? Dacă tata și mama și frații mai mici și toți merg la dreapta, știți ce se creează din punct de vedere fizic? Se creează o forță motrice, așa, forța asta care este la fizică, uitați că mi-e scap cuvântul ăsta, accelerație, așa, o accelerație de grup, ca să vă imaginați, două grupuri, care unul se duce la dreapta și unul la stânga. Ei, forța asta care e în jurul familiei, unitatea asta, merge tot la dreapta și copilul merge la dreapta, înțelegeți? Și chiar dacă el, când e format, el are viteză, el știe unde se duce. Și chiar dacă în viața lui mai încolo să fie curentul ăsta care tot duce la stânga, el merge la dreapta. El nu mai merge la stânga. El are viteză, el are direcție. Da? Aici e bine să amintim și versetul care spune, deci o să fac ca Billy Graham. Știți cum spunea Billy Graham? Biblia spune că aruncă săgeata. Da? Deci ei sunt, copiii sunt ca niște săgețe în mâna unui războinic. Biblia ortodoxă chiar spune fericit este omul care își umple casa de copii. Da? Copiii sunt săgeți. Și săgețile astea mergând la dreapta, înțelegeți că sparg orice vine la stânga? Trec și sparg tot. Dar de ce sparg? Pentru că s-a format o direcție, s-a dat o direcție, până la 18 ani s-a dat direcția, până la 20 de ani s-a dat direcția, după aceea, gata, ca și părinte te încrezi în Scripturi. Dar știi că în timpul pe care l-ai avut, în time frame-ul ăsta care merge întotdeauna și se calculează tot ce ai făcut, deja tu mergi la dreapta. Copilul tău a mers la dreapta în tot timpul acesta. Mai încolo te bazezi spre promisiunea lui Dumnezeu care spune că El va merge întotdeauna la dreapta. Că însuși Dumnezeu ne promite nouă asta. Mergem mai departe. Deci care sunt beneficiile? Noi un pic, nu știu dacă am pus și la importanță, am pus și din beneficiile, am amestecat așa. Deci cunoașterea copiilor proprii. Da? Eu îmi cunosc foarte bine copiii, cât de cât îi cunosc, deja încep să-i cunosc, nu prea îi cunoșteam. Fata noastră a mers 3 ani la școala publică și să știți că nu știam ce cu ea, ce se întâmplă, nu știam. Acum știu, știu cum funcționează, știu, înțelegeți, mă apropii foarte mult. Eu ca și tată, da? Ca și tată, eu mai am și joburi și lucrez și întreținem familia și încă am și timp și de copii, înțelegeți cum se face. Nu vorbesc de mama, soția mea, care se ocupă, mama copilor, care se ocupă implicit de ei întotdeauna. Deci îi cunoaște foarte bine, îți cunoști foarte bine copiii. Cunoscându-ți copiii, poți întotdeauna să le dai voie în domeniul lor. De exemplu, în cazul nostru, Salomeia, ea îi place mult matematica. Dar îi place matematica. Apoi ea a făcut toate cărțile de matematică. Da, are 10 cărți de matematică care vin în curicula standard și noi am zis, fă matematică, dragă. Sau vine într-o zi și zice, nu vreau azi matematică. Poți să-mi schimb orarul, mama. Poftim, schimbăm orarul azi, fă ce vrei, geografie. Face geografie azi. Înțelegeți? Noi ca și părinți suntem partea procesului educațional. Suntem directorii școlii. Deveniți directori deodată. Ca să vă dați seama ce este o binecuvântare și un avantaj extraordinar de care noi, părinții creștini, putem să ne folosim și să-l folosim în viața aceasta în care trăim. Mai departe. Da, am vorbit de siguranța în viitorul copiilor, da? Am vorbit despre asta.
Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, da, asta am vorbit. Bun, beneficii, mai sunt multe beneficii. Dacă vreți mai multe beneficii, ele sunt și pe internet și putem să le discutăm. Să discutăm ca sau să întrebați și să iasă din noi. Deci noi ne simțim binecuvântați de Dumnezeu. Adică simțim că suntem pe calea pe care trebuie să mergem. Și ăsta e un lucru mare. Copiii studiază într-o atmosferă caldă în familie. Atmosfera trebuie creată, luată de sus de la Dumnezeu și adusă în familie. Sunt întotdeauna în interacțiune cu adulții. Ce vreau să vă spun, acel exemplu cu copiii care aduci grămadă, nu pot să-și lege șireturile. Da? E simplu să-ți legi șireturile, nu e așa? E simplu. Să-ți legi șireturile, e simplu. E un lucru simplu, dar să știți că 80-200 de copii nu o să poată să-și lege șireturile. Chiar 1000 de copii, dacă nu știu să-și lege șireturile, tot nu o să știi să-și lege șireturile, până ce nu o să intervină un adult. Și vreau să vă spun că în educația acasă, în homeschooling, cu toate învinuirile că ar fi o scoatere de la școală, o rupere din comunitate, nici de cum nu este așa. Copiii, de fapt cei care merg la școală, sunt rupți de comunitate. Înțelegeți? Cei care merg la școală nu sunt cu familia lor. Nu știu ce probleme are tata la lucru, că mâine îl dă afară. Nu știu ce probleme are mama. Nu știu foarte multe despre familia lor. Că sunt rupți și ținuți într-o clasă în care învață geografia sau învață evoluția sau învață alte lucruri care sunt foarte multe lucruri pe care le învață și care le sunt inutile. Acum, aici vreau să spun și să marchez încă o dată că educația acasă sau socializarea în educația acasă este mai bună decât socializarea în școala publică. Din cauza faptului că are loc o comunicare pe orizontală și pe verticală. Comunicarea pe orizontală aproape că lipsește în școala publică. De ce lipsește? Pentru că întotdeauna copiii sunt ținuți în clasa lor, în majoritatea timpului sunt ținuți în clasa lor și își fac prieteni din cercul lor restrâns de elevi, de vârsta lor, care au aceeași mentalitate și care gândesc la fel de strâmb ca ei. Adică toți copiii nu-și pot lega șireturile. Înțelegeți? Ca să vă dau exemplu. Și în clasa 7-a, și într-a 8-a, și într-a 9-a. Dar părinții copiilor știu cum să-și lege șireturile. Eu zic de șireturi aici ca să înțelegeți că e vorba de orice întrebare reală din viață. Da? De exemplu, dacă este un părinte acolo care are o afacere, poate să-l învețe pe copilul lui să facă o afacere. De mic. Din clasa 5-a, din clasa 3-a, din clasa 2-a. Ei, o să-l învețe în clasa 4-a colegii lui Vasilic cum face Vasilic business? Sau cum se descurcă într-o economie de piață? Știți ce o să-l învețe? Ce a auzit el de la fratele mai mare că se duce la Moscova și acolo face bani. Dar știți că jumătate, mai mult de jumătate din țara noastră, sau eu nici nu se știe cât, și să ține ascuns, ca să nu știm toți. Sunt plecați la Moscova. De ce? Că s-a dus odată un moldovean la Moscova și a spus altuia și toți de la toți s-a împrăștiat. Înțelegeți? Deci, practic, lipsa asta de comunicare cu adulții i-au făcut atât de distanți pe tineri de realitatea în care trăim noi astăzi. Trăim o altă realitate și copiii sunt învățați că el trebuie să termine școala, 12 clase, liceu, da? După aceea trebuie să termine universitatea. Dar și tot n-are de lucru, că încă nu e destul de capabil și mai trebuie să termine și masterat astăzi, că sunt foarte mulți cu universități, deja nu se poate de lucru cu universitatea, nu se mai poate, trebuie să ai și master și după ce termină masterul îți găsești cu greu de lucru doar dacă depune la doctorat. Da? Noi nu vrem ca să avem copii din ăștia. Deci ăsta a fost în linii mari. Fenomenul în sine este foarte puternic și eu... toți îi îndemn să facă educație acasă. Pentru că în țara asta sunt puțini, a fost aici o familie dimineață, ei sunt de la adventiști, ei tot fac educație acasă. Da? A fost aici și au plecat, n-au putut să stea.
Mai este o familie tot creștini baptiști, sunt plecați în Statele Unite acum, ei fac educația acasă și mai este cineva de la ambasada americană, iarăși cineva care cunoaștem că fac. Deci sunt în jur de 4 familii care fac educația acasă în Republica Moldova, pe care îi cunoaștem. Și îndemnăm pe toată lumea, faceți educația acasă, luați-vă soarta în mâinile dumneavoastră. Și Dumnezeu binecuvântează aceste încercări. Da? Dumnezeu este Cel care îi conduce, care îi dă puteri, care îi deschide căile. Da? Chiar dacă vă se pară închise, sunt multe întrebări, apropiați, vă puneți întrebări și suntem gata să vă ajutăm să răspundem la întrebări. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Lead the ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. O carte am în gând, nu-i alta pe pământ. Ce viață-mi dă când citesc din ea, e cartea Biblia. În Biblie citesc cum trebuie să trăiesc, curat și sfânt în fapt și în gând, pe Domnul lăudând. Curat și sfânt în fapt și în gând, pe Domnul lăudând. Curat și sfânt în fapt și în gând, pe Domnul lăudând. Ce dragă-mi este mama când mă gândesc la ea. Pe brațul ei, la pieptul ei, ușor mă legăna. Pe brațul ei, la pieptul ei, ușor mă legăna. Și atunci când voi fi mare și depărtat de ea, tot gândul meu se va îndrepta mereu spre mama mea. Tot gândul meu se va îndrepta mereu spre mama mea. O, Doamne, ascultă-mi ruga și fii cu mama mea. În veșnicii să fim ai tăi, să fim în slava ta. În veșnicii să fim ai tăi, să fim în slava ta. Amin. Jumate începem lecțiile și le începem cu cântare, rugăciune și studiu biblic. După aceea urmează, copiii studiază 2 materii pe zi în afară de studiu biblic. Câte o oră. Deci studiu biblic este o oră cu închinare împreună. După aceea materiile care studiază, tot câte o oră le studiază. Adică 55 de minute și după aia 5 minute pauză. Aici mulți, am cunoscut părinți care făceau ora de studiu de 35 de minute. Dar eu am optat pentru o oră mai lungă. Am zis că ei oricum cresc și se vor obișnui și fără probleme. Uneori sar peste pauza de 5 minute ca să ajungă mai repede la următoarea materie, dacă e preferata lor. Studiem după o curiculă evanghelică, creștină. Deci ne-au venit pentru clasa 1 și pentru clasa 4. Studiază aceleași 5 materii. Studiu biblic, istorie, geografie, language arts, engleză, și matematică. Deci au aceleași materii. Am o fată cea mare în clasa a patra, aceleași materii, și o fată în clasa a întâi care studiază și aceleași materii. Acum, fiecare disciplină, obiect,
Ne-a venit așa în pachetele acestea, de exemplu asta e geografie și istorie. Și aici înăuntru avem, asta e pentru clasa 1, avem Teacher's Guide, ghidul profesorului, în două părți la clasa 1. La clasa 4 e mai scurt ghidul profesorului. Aici părintele găsește absolut toate informațiile. Cum să predea, cum să noteze elevul, cât de repede să meargă cu elevul prin material. Și găsește și răspunsurile la toate problemele, la toate exercițiile, toate temele pe care le are de făcut. Sunt într-una engleză și engleză e ușoară. Deci nu e limbaj academic, e o engleză easy English. Împreună cu îndrumătorul profesorului vin și 10 caietele. Numerotate, de la 1 la 10. Și copilul își ia primul caietel, istoria și geografie, și începe să studieze. Eu așa fac cu ele, deci stau cu ele la perioada de studiu biblic, închinare și rugăciune, și după aceea ele încep să studieze. Deschid fiecare caietelul ei și citesc și rezolvă toate exercițiile care sunt acolo. Dacă întâmpină probleme, au dificultăți, cuvinte necunoscute, atunci apelează la mine. Eu oricum trebuie să fiu prin preajmă, deci nu mă depărtez prea mult. Mai nou am început să o las pe cea mare, pe cea din clasa a patra, să ajute pe cea mică dacă cea mică întâmpină dificultăți. De să nu intervin eu de fiecare dată. Și am văzut că lucrează metoda asta, pentru că cea mare se simte importantă, își dă seama că toate cunoștințele acumulate de ea au valoare și ajută și e dispusă să o ajute pe cea mică. La rândul ei cea mică, cea mijlocie la fel, o ajută pe următoarea. În cazul în care are nevoie și se simtă împlinite și importante. Sunt exerciții diferite de cultura noastră, dar sunt folositoare că ne ajută să înțelegem și alt fel de abordare a vieții. Au de memorat în fiecare cărticică cel puțin un verset din Biblie. Și toate caietelele astea au câteva teste secundare, între 3 și 5 teste, iar la mijlocul fiecărui caietel este testul principal. Noi spunem life pack test. Aici, asta e, după ce termină caietelul și dau testele secundare, trebuie să se întoarcă la testul ăsta de la mijlocul caietelului și să îl completeze. Îți scriu numele, data și profesorul, adică părintele, pune scorul. Părintele nu pune scorul după capul lui, ci este ghidat la fiecare exercițiu, îi se spune câte puncte trebuie să pună, care e maximum, care e minimum, că poate să și pice un test din acesta. Dacă pică un test din acesta, are șansa să-l mai dea din nou, nu același test, dar un test diferit, se găsește în ghidul profesorului. Nu au prea fost cazuri din astea. Noi ținem testele alternative pentru recapitularea finală de la sfârșitul anului. Ele deja au terminat caietelele, de exemplu Salomea la clasa 1 a terminat istoria și geografia și acum o facem cu ea testele alternative care ne-au rămas din ghidul profesorului. Restul zilei, după perioada de studiu, care ține până la ora 1, acum de la 1 la 2 facem antrenament, taekwondo, și urmează masa. După prânz, gospodărie.
Dacă aici vedem, dacă ele sunt prea obosite sau au chef de joacă neapărat, lăsăm gospodăria deoparte și au un timp de joacă, o oră de joacă, afară preferabil. Și după timpul de joacă, gospodărie. Seara, când ne adunăm, de obicei revenim la studiu. Ce nu am reușit să facem destul de bine dimineața, revenim după masa și recapitulăm sau verificăm. Și după aceea somn la 10:30 cel târziu. La gospodărie. De toate. Deci mă ajută la bucătărie, spălat vase, măturat, spălat pe jos, dat la animale. Avem niște găinuțe și două căprițe și trei eduțe, care sunt bucuria lor. Dimineața se trezesc la grajdul cu capre să le prindă pe eduțe. Le place, le place. Am fost întrebată cum le motivez să continue programul ăsta sau să le fac să meargă înainte. E curiozitatea lor, le place foarte mult. Le place foarte mult. Că ele când termină un caiet, abia așteaptă să treacă la al doilea. Nu trebuie să le împing eu. Ai făcut, ai făcut. Abia aștept să trec la al doilea, să văd ce învăț în al doilea caiet. Și după aia în al treilea. Deci n-am fost pusă deloc, deocamdată, în situația să le împing de la spate. Când erau la școală, trebuia tot timpul. Hai la lecții, hai să-ți faci temele, hai. Acum nu, le place foarte mult și nu trebuie să stau cu gura pe ele. Cam atât, cred că am răspuns la întrebare. Da, împreună. Împreună, deci asta nu e slujba mea care eu singură mi-o iau și așa. Ele curăță zarzavatul, spală, îl și mai taie, deci facem împreună. Sunt lucruri care nu le pot face ele împreună și eu trebuie să fiu împreună cu ele în sala unde studiază, atunci îmi iau eu, să zic, zarzavatul sau... De exemplu, am pus compot de gutui și trebuia să curăț gutuile. Dar trebuia să stau și cu fetele la lecții. Nu trebuie să stau acolo ca să le dau indicații, pur și simplu să fie o prezență matură, adultă acolo. Dacă au întrebări, imediat mi le adresează și se rezolvă ușor. Dar atunci mi-am luat gutuile cu mine în camera la de studiu și curățam gutuii pe de o parte și pe de altă parte le răspundeam la întrebările care erau. Și a fost o atmosferă relaxantă. Vă zic că am scăpat de morișca aia de la școală. Când trebuia să o duc la școală, să o aștept de la școală, să o integrez după aia în familie, în activitățile familiei. Deci mult mai natural, mult mai firesc și relaxant. Da, eu am fost la Vatici anul trecut și am făcut taekwondo două luni și eu mă ocupam cu ele. Doamne ajută să îl scoatem pe bebelaș, da, trebuie să vină. Mi-a prins foarte bine taekwondo. Foarte bine, foarte bine. Deci am avut o sarcină superbă, mult mai ușoară decât celelalte. Mult mai ușoară decât celelalte. Mă gândeam că acum, fiind a cincea, o să-mi fie mai greu, mai așa am fost. Și spiritual mult mai optimistă. Și studiul biblic mi-a prins bine acolo. De fapt, studiul biblic acolo m-a pregătit pentru toate schimbările care trebuia să le fac când veneam acasă să începem educația acasă. Inima mi-a fost pregătită pentru asta. Pentru că a trebuit să renunț. A trebuit să renunț la slujirea în afara casei. Cu surorile, cu școala duminicală, profesor de religie, eram implicat în toate astea. Și am văzut că, de fapt, misiunea mea în perioada vieții mele de acum trebuie să se desfășoară cu precădere în interiorul familiei, în familie. Am copii destui, mici și acolo trebuie să mă investesc 100%. Când copiii vor crește și vor fi pe picioarele lor, aici atunci, da,
îmi extind aria. Dar și acum vă zic, dacă îmi rămâne timp și să știți că îmi rămâne timp, îmi rămâne timp mai mult ca înainte. Multe surori mă compătimesc, sărmana de ea, cu atâția copii și cu educația acasă. Dar sunt mai fericită ca înainte. Am timp mai mult ca înainte. Nu-mi venea să cred nici mie. Stăteam pe scaun și mă gândeam, ia uite, am timp liber. Și dacă îi spui cuiva, cum, mamă cu patru copii, face și educația acasă și aia, așa, cum ai timp liber? Există. Copiii îi integrează în lucrările din casă și ei își găsesc locul, motivația și iau parte cu plăcere. Ei văd de fapt diferit viața de familie de când sunt acasă cu noi. Înainte fiica cea mare nu prea vedea ce lucrăm noi. Că ea pleca la școală, noi lucram, ea când venea de la școală spunea că e obosită și ziceam și eu sunt obosită. Dar nu vedea de ce sunt obosită. Și când a stat acasă și a văzut că fac și aia, și aia, și aia, și curat, și mâncare, și aia, dar păi și tu lucrezi când eu sunt plecat de la școală. Deși tu ești obosită. Zic, da. Deci, ni s-au deschis ochii. Și nouă și copiilor, în multe privințe. Da. Din 2013. Păi să terminăm 12 clase. Da. Aici avem programa de la grădiniță până în clasa 12. Da, mi s-a adresat de multe ori întrebarea asta. În primul rând, manualele astea ne ajută, mură în gură. Și nu, problemă. Da. Deci felul cum abordează, deci e un pic diferit. Stilul american e mai ușor și mai practic. Dar eu vreau să vă zic din start, nu o să pun accentul pe fizică, chimie. Nu o să pun accentul. Nu de mult, chiar săptămâna asta, studiind cu familia, eliberează-te de frică, ne-am dat seama că accentul major trebuie pus pe cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă nu, cad în greșeala școlii publice. Să pun accent pe informație. Informații la fizică, informații de chimie și celelalte materii. Iar noi vrem să avem niște copii care să fie tari în Scripturi. Vrem să avem niște copii care să aibă un duh înfocat, adică să fie plin de râvnă cu Duhul. Și mai era o expresie care îmi plăcea mult din Scriptură. Deci noi ca părinți asta urmărim, să fie oameni bine înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu. Fizica și chimia nu intră în preocupările noastre majore, nici secundare. Și creștini, de fapt, sistemul public de educație, știți ce face? El bagă frica asta în fiecare om. Asta a fost întrebarea pe care am auzit-o deja cel mai mult, cred că de fiecare dată. Ok, creăm un copil care știe chimie și nu se teme de Dumnezeu. Știți ce ajunge chimistul ăla acum? Ajunge terorist nuclear, așa se numește. Înțelegeți? Riscul nostru ca și oameni este că noi ne jucăm cu viitorul copiilor noștri, Ministerul Educației și sistemul ăsta care ne educă în stilul ăsta. Facem matematicieni și informaticieni extraordinari. Cei mai buni? Unde sunt cei mai buni? În România, în Rusia, în Ucraina. Știți ce fac hackerii din Ucraina? Sparg site-urile la NATO. Știți de ce sparg site-urile la NATO? La organizația asta, că și ei sunt bunișori. Toți sunt buni. Știți de ce? Că nu se tem. Înțelegeți? Copiii noștri nu se tem de Dumnezeu. Ei n-au un fundament. Dacă n-au un fundament, noi pe ce clădim? Noi clădim, facem din el chimist? O, ce bun, dragul tate, dragul mami. Știți ce face dragul tate, dragul mami când crește mare? Găsește el niște de astea nucleare și îl plătesc bine. El în școală și mie mi s-a creat. Știți de ce am terminat informatică, facultatea de electrotehnică și informatică în Oradea? Să vă spun, eu când am terminat 12 clase,
Eu am zis că mă fac actor, că vreau să fiu actor, că îmi plăcea poezia, dicția, să vorbesc, să povestesc, să spun. Și știți de ce am ales informatica? Că am zis, Doamne ferește să fiu eu actor, uite la ăștia mor de foame. Să ajung eu să mor de foame, înțelegeți? Și practic am zis, nu. Cine, m-am uitat în viață și am zis, măi, stai, uite ăștia cu informatică, ăștia au un viitor, uite ăștia știu să numere, știu. Și la asta ajungem. Dacă avem copii care știu matematică la perfecție, informatică la perfecție, chimie la perfecție, nu se tem de Dumnezeu, ăștia sunt monștri. Și să știți că de acum înainte avem de trăit într-o societate de monștri pentru că nu au bază spirituală. Ăștia o să vină, o să dea jos guverne, să ridică guverne, o să le dea jos, o să ridice o împărăție, o să dea jos, pentru că ei se frământ, așa cum spune în Psalmul 2. Ce să frământ în neamurile și să agită ăștia-s? Ăștia-s creați fără fundament. Creați matematicieni experți. El vine, informatician expert, el vine, intră în sala asta, el știe ce are fratele Vasile pe ăsta, pe iPhone, ce o să vorbească. El știe că deja a spart acolo, el știe. Ei, vedeți, aici e riscul, că noi ne jucăm cu informații. Astăzi avem așa, avem tehnologii avansate, da? Se spune că în vremurile din urmă vor fi tehnologii avansate și dacă le folosim strâmb, aici ajungem. Noi nu vrem asta. Noi vrem să știm mai puțină chimie. Dacă o să-i trebuiască chimie și el o să fie om integru, el o să înveți chimie, el o să înveți fizică singur. Mai mult, manualele sunt foarte mult bazate pe studiu individual. Și studiul individual se învață de mic. El de mic știe cum să abordeze manualul aproape singur. De unde este timpul ăsta de care spunea Natasha. Ei studiază foarte mult singur. Ei întreabă doar când au nevoie. Vin și ne întreabă, tata, dar nu înțeleg asta. Ba mai mult, fata mai mare mai are și Google. Îi spun, dragă, uite în Google acolo, găsește, caută. Trebuie să-și caute singur să-și facă. De asta noi, ca și creștini, încă, adică, vedem problema din punct de vedere lumesc. Adică credem că dacă eu nu o să pot să-i predau, nu o să pot să-i predau fizic în clasa 9 sau în clasa 12, eu o să pot. Poate altcineva nu o să poată. Dar nu e asta problema. Știți ce? Asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. El dacă o să știe și o să se teamă de Dumnezeu, el fizic aceea nu o să-i trebuiască. Știți care e cea mai mare... Eu când mă uit în urmă, la tot ce am făcut până am terminat universitatea, îmi dau seama de cât de mult timp din viața mea am irosit. Și după ce am irosit tot acest timp, am ajuns să mă căsătoresc și eu nu știam cum să mă comport cu soția mea. Eu nu știam cum să-mi cresc copii. Eu nu știu cum să-mi cresc copii. Nu m-a învățat, nu. Fizica și chimia m-a învățat cum să unesc două becuri și astăzi încă tot nu le știu bine, vă spun. Și am fost printre cei mai buni cu becurile astea. Deci sunt niște chestii care, și asta nu e cazul meu, ăsta e cazul la toți. Da? Sunt excepții acolo câțiva. Bun. Da, este primit. Deci uitați-o, Ministerele Educației, că nu vorbesc doar de Ministerul Educației Republicii Moldova, scopul lor este scopul lor, scopul nostru e scopul nostru. Ei vorbesc adevărul lor, noi vorbim adevărul bazat pe Scriptură. Și adevărul este diferă. Acum, ei spun că nu-i permis educația la domiciliu. Dacă citești Constituția Republicii Moldova, dacă citești legea educației, dacă citești toate tratatele la care Moldova, tratate internaționale la care Moldova este semnatară, dacă te uiți la toate statele din jur și chiar la Imperiul Rus și la Imperiul ăsta Uniunii Europeană, deci și la roșii și la albaștri, toți au educația acasă. Toți au educația acasă, toți au legislație cu educația acasă și Republica Moldova inclusiv permite educația acasă. Ok, nu are cadru legislativ, adică nu i-a spus domnule, ca să-i educi acasă, trebuie să ai un copil. Trebuie să ai 200 de mii de lei. Trebuie să ai 3 mașini și nu este reglementat. Și slavă Domnului că nu e reglementat. Pentru că aici este vorba de o educație non-intruzivă, în care statul nu se bagă prea mult și nici nu-i bine să se bage prea mult.
Asta e viziunea mea. Deci, practic, să răspund la întrebare, noi lucrăm după manualele acestea care pregătesc copiii noștri pentru SAT, examen SAT. Da? SAT se numește, este echivalentul bacalaureatului moldovenesc sau european. Noi pregătim copiii noștri după absolvirea 12 clase, ei sunt acceptați la SAT, noi luăm acest examen SAT și noi putem să mergem la orice universitate din lume care ne acceptă cu asemenea examen. Însă vreau să vă spun că goana asta după a lua examene, după a lua bacalaureat, după a lua... Ăsta nu e scopul nostru. Trebuie să privim atent. Da, noi o să avem și asta, dar noi în primul rând atingem alte scopuri care diferă de alergarea asta. Dacă ați observat cum s-au devalorizat în anii aceștia 20 diplomele de facultate, astăzi este zero să ai o diplomă de facultate, este zero, nu mai costă nimic. Adică nu că nu costă, pe tine te costă că tu plătești pentru ea, dar ea de fapt nu valorează nimic. Trebuie deja să ai masterat și vă spun că deja nici masterat, doctorat trebuie să ai. Ca să fii om mare, acceptat, ca să intri așa cu pasul, să te uiți așa pe sus. Înțelegeți? Dar scopul nostru nu e asta. Noi nu asta urmărim. Nu urmărim hârtiile. Noi urmărim esența. Ce face? Ce spune? Cum se comportă într-o situație care va veni? Și aici noi ne axăm pe cuvântul lui Dumnezeu care spune învață-l unde să se ducă și când o să se ducă o să nimerească unde trebuie. Eu ca părinte nu cunosc viitorul. Nimeni dintre noi nu cunoaște viitorul. Noi cunoaștem viitorul bazat pe Scriptură. Scriptura ce spune? Învață-l pe unde să meargă și el se va duce în viitor singur. El va merge singur în viitor. Deci cam asta e răspuns scurt. Este asigurat SAT-ul. Deci noi prin SAT noi suntem acceptați. Deci copiii noștri termină o facultate în Statele Unite. Noi vrem, într-adevăr, ca Ministerul Educației din Republica Moldova să accepte și să scrie, să permită educația la domiciliu, să ne permită educarea copiilor, nu doar al noștri, toată lumea să-și poată educa copiii acasă, pentru că o să fie niciun guvern din lume nu o să-și educe noua generație mai bine decât o face mama și tata. Deci astea nu sunt cuvintele mele. Au fost oameni mari care au spus. Președinți americani, căutați pe Google, căutați educația acasă. Sunt atâtea resurse, extraordinar, și puteți găsi, puteți să vă documentați și puteți să schimbați, nu viața copiilor, dar viața generațiilor de oameni care vor să vină după noi. Și asta e foarte important, ca noi să schimbăm viața copiilor noștri. Noi am avut o conferință de presă în octombrie, dar am avut o conferință de presă acum două zile în urmă. Congresul părinților ortodoxilor, deci frații noștri ortodoxi, frații noștri în credință, pe subiectul ăsta sunt foarte interesați și ei vor... Vedeți, e foarte greu pentru oamenii care, nu știu, n-au ieșit sau e foarte greu să-și imagineze sau să încreadă în cuvântul lui Dumnezeu în domeniul ăsta. Adică, cum vine? Noi ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu, venim la biserică, îndărnicii ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu, că am înțeles, dacă eu dăruiesc, atunci mie o să-mi vină, în anumite aspecte. Dar în educația copiilor, noi suntem învățați de mici, că eu am făcut școală și copilul meu trebuie să fac școală și nepotul meu trebuie să fac școală, pentru că dacă o să fac școală, o să meargă la facultate, dacă o să meargă la facultate, o să fie om mare. Asta este o minciună. Ce ați auzit până acum? Lucrurile s-au schimbat. Nu mai este așa. Mai ales pentru noi ca și creștini. Noi avem nevoie să schimbăm din rădăcină această tehnologie. De fapt, știți ce este? Este un comerț cu hârtii. Este un comerț cu hârtii. Da? Diploma de universitate devine o hârtie fără valoare. Da? Vin astăzi oameni care termină universitatea tehnică să se angajeze și îl întrebe, tu ce știi, frate, ce știi? Și spune că eu am terminat Politehul. Stai, tu ce știi să faci? Nu știu, dăm salarul. Că 3.000 de lei dăm că eu am terminat Politehul. Deodată el terminat, nu vrea 3.000 de lei. Dar ce știi să faci? Nu știu să fac nimic. Apoi uite, fratele meu,
Eu o să vorbesc cu, am aici un inginer, o să vorbesc cu el, el o să te accepte și o să fii ucenicul lui pentru cel puțin un an, fără salariu, dacă vrei să înveți meseria, să fii ucenicul lui și dacă după un an tu știi să faci ceva, atunci eu pot să te angajez. Dacă nu, ești liber. Înțelegeți? Să ajunge la diplomă fără suport. Să ajunge la master fără suport, să ajunge și la doctorate fără suport, să ajunge la cameră de luat vedere la bacalaureat. Înțelegeți? Acum să avem cameră de luat vedere peste tot. Eu nu știu unde nu o să pună ei cameră de luat vedere, pentru că ei vor să rezolve așa problema care naște de la bază, de la educație. Pentru că dacă îl înveți pe copil să se teamă de Dumnezeu și un Dumnezeu care este peste tot și vede peste tot, el oriunde se duce, el se teme de Dumnezeu. El are o cameră în inima lui, înțelegeți? El are o cameră acolo pusă, înăuntru. Camera aia se numește frica de Domnul. Frica de Domnul e implantată în el ca un chip. Și el merge cu frica de Domnul oriunde și zice aici nu, aici nu. Și ce se întâmplă cu cealaltă categorie de oameni care au frica de Domnul prin colțuri? Știți cum se dau bacalaureatul acum în România? Se pun camerele într-altă sală și copiii dau în sala cealaltă. Și aici e filmat așa cum este un film de anul trecut, spune că copiii tăți monitorizați. Vă spun, o să ajungem în... Adică societatea merge spre un punct de o să trăim în jurul acestor moștri de care am vorbit, specialiști în toate domeniile, fără frică de Dumnezeu. O să pui cameri peste tot și degeaba. Înțelegeți? Degeaba, că dacă el nu se teme de Dumnezeu, el o să închidă camera aceea. El deja știe și antidotul, știe unde scoate din priză sau ce se pune în fața camerii ca cel care monitorizează să vadă ce-i trebuie lui. Deci aici ajunge. Noi am făcut demersuri, dar suntem mici și strigăm la un monstru mare și până se trezește, până se uite la noi, până ne ascultă sau nu ne ascultă, noi știm pe unde să mergem. Avem calea pe care trebuie să mergem. Deci copiii sunt înscriși la Home Life Academy, așa se numește, o școală din Tennessee, din orașul Jackson. Este posibilitatea de a ne înscrie online, da? Plătim prin cont bancar sau card bancar, se poate achita. Costă, deci anul trecut ne-a costat mai mult, că este one time per family fee, este o taxă pe care o plătim per familie o dată și ne-a costat $100 pe copil anul trecut. Anul acesta ne-a costat $25 pe copil, pentru că n-am mai plătit fiul același, ne-am înscris în ziua de Black Friday sau un... Sau poți să te înscrii dacă te înscrii în primăvară, iarăși ai reduceri mari. Trebuie deja să știi cum funcționează sistemul, să plătești mai puțin. Și manualele le-am plătit, ne-au costat în jur de $400. Nu include, nu. Acum să vă spun, sunt două tipuri de școli. Sunt școli mai care, într-un fee mai mare, într-un preț mai mare, îți dau ei și curicula. Și trebuie să urmezi curicula lor. Adică și trebuie să trimiți prin scrisori rezultatele la ei. Deci sunt diferite metode. Asta este una mai libertină, mai liberă, care ne permite nouă, chiar ei ne permit nouă să toate rezultatele școlare de la școala din Moldova, noi le-am pus online la ei și ei le-au acceptat, le-au convertit în sistemul lor. Și mai mult, am putea să mergem pe curicula din Moldova și să le spunem, uite, noi asta facem, asta facem, asta. Și ei ne înscriu acolo în foaia matriculă și la sfârșit ne dau o foaie matriculă apostilată de statul lor Tennessee, în care scrie că, uite, elevii ăștia au studiat limba română, deci materiile din Moldova. Adică asta ar fi o chestiune foarte bună pentru cei din Republica Moldova care ar vrea să studieze în limba moldovenească română, că atunci ei ar fi mai ieftin și s-ar pregăti pentru bacalaureatul moldovenesc și cred că ar face mult mai bine. Deci nici nu vă închipuiți cât de bine ar fi
ca să meargă românii, moldovenii de aici, din Moldova, să meargă cu curicula, poate Ministerul Educației, pentru că părinții o să filtreze direct ce nu le trebuie, o să învețe doar ce trebuie și o să se pregătească pentru bacalaureat și o să iasă foarte bine. Haideți mai departe. Deci avem trei trimestre, nu știu cum. Așa. Unul s-a terminat în 15 ianuarie. Până în 15 ianuarie, noi trebuie să raportăm ce au terminat copiii și ce rezultate au la teste. Și Corect. Noi facem evaluarea după metodologia asta. Noi, ei ne-au întrebat ce curiculă facem. Noi le-am spus, facem LifePack. Și ei știu deja ce înseamnă LifePack, ce înseamnă sistemul LifePack de notare, cum se evaluează. Și noi le spunem, uite, la testul numărul 1, fiecare cărticică, uitați, este grade 1, unit 5, clasa 1, unit 5. Și noi punem acolo grade 1, unit 5, self-test, nota X. Și atunci ei știu. Creditele. Așa noi nu avem, dar sunt școli care au. Noi nu avem la școala asta, adică nu știu la ce ne ajută. În sensul că... Da, noi de... Aici poate intervine subiectivismul părintelui. N-are cum, nu e loc de așa ceva, pentru că ai grila, ai baremul aici în carte, doar dacă vrei să te înșeli tu pe tine și copiii tăi. Aici îți spune clar cum să împarți, ce să împarți, la ce să împarți și cât să iei de, care iese nota, în funcție de răspuns. Deci n-ai cum. Da, e posibil online. La centre Fulbright. Da, sigur. Dar noi mai mergem, adică ca să îi ținem pe toți cu gurile închise, pentru că ăsta e, dacă ești primul care faci ceva, întotdeauna toți se iau de tine. Atunci noi... Da. Sigur, da. Deci noi mergem la București, am fost de exemplu acum și am luat test de engleză de la British Council. Și atunci noi știm Cambridge University. Și atunci noi știm cum stăm cu engleza, dacă noi avem probleme într-un anumit domeniu. Sunt instituții, abilitate care să se testeze într-un anumit domeniu și te testez. Asta nu e o problemă. Da. Până una alta noi, da. Poate, dacă vrea, poate. Pentru că... Exact. Adică cred că pe un părinte creștin o să-l coste mult mai puțin să plătească un profesor de engleză, chiar dacă nu știe engleza, decât să plătească după aceea greșelele pe care o să-l facă copilul când o să meargă mai departe. Și o să... Depinde, adică practic scopul meu, ca și eu am afaceri în IT și am diferite domenii unde lucrez și atunci eu vreau copiii toți cunoască IT, să știe, adică vreau oameni de afaceri sau antreprenori care, adică la 15-16 ani eu mă aștept la un om care e capabil să angajeze studenți de la Universitatea Tehnică. Înțelegeți? Deci asta e, deci eu nu vreau să, sau întrebarea, s-a pus o întrebare din asta în Oradea, în România, a întrebat, dar ce o să lucreze copiii dumneavoastră? Sau ce o să... Și el a spus, copilul meu nu o să caute slujbă. Că asta era întrebarea, o să-ți găsească slujbă.
Nu, copilul meu o să creeze slujbă. Nu o să fie slujbă și el o să facă slujbă și o să angajeze alții 10. Pentru că vă spun, deci e foarte simplu, uitați-vă la situația reală. Vine un american care a terminat 3 ani de management sau nici nu a terminat. Tatălui are o afacere mică, nu știu ce, în America. A venit aici, el nu are prea mulți bani, dar vă spun că angajează 10 absolvenți de la universitățile de la noi, cei mai buni. Și zice așa, fratele meu, my brother, uite, asta e o cutie neagră. Vezi, eu nu știu cum funcționează. Tu ești inginer sau tu ești economist. Uite, aici bag 2 dolari, aici iese 5 dolari. Dacă aici nu iese 5 dolari, tu îți pierzi locul de muncă. Și moldoveanul nostru, el abia a terminat universitatea sau masteratul, băi, trebuie să iasă 5 dolari. Cum să facem? Înțelegeți? Că e capabil un american care a făcut homeschooling și care nu știe, nici nu îl interesează. El iubește viața, el știe să motiveze oamenii și spune, my brother, make $3 out of this. Uite, aici bagi $3, aici, asta e black box pentru mine, cutia neagră. Mie nici nu mă interesează, poți să numești american prost în economie, nici nu mai poți să-mi zici că nu știu geografia, nu știu unde e Alaska, nu știu ce state are Statele Unite. Asta nu mă interesează. Tu mi-ai aici, eu bag $3, tu scoatem 5. Și eu îți dau ție $1 și eu am $1. La revedere. Înțelegeți simplitatea unui oameni care se uită simplu la lucruri și poate să vadă dincolo de complicațiile moldovenilor. Noi, într-adevăr, suntem erudiți, avem talent, avem talent în foarte multe domenii. Dar vă spun că nu ne-a învățat sistemul ăsta educațional cum să ne folosim noi talentul, ci o trebuie să mergem noi la străini și să vedem că el nu știe, habar n-are nimic și el mă învață pe mine să fac dolari. Înțelegi? Eu am lucrat pentru oameni, da. Exact. Dar nimic. De toate, dar nimic. Asta e, nu, vă spun că așa. Deci, cred că să mai adaug o materie, două, nu știu exact, să mă uit la curriculum. Deci vă spun că noi nu suntem experți și nici nu vrem să fim. Ne interesăm, vedem ce e la anul următor, pentru că ajunge anul în cazurile lui. Adică, noi avem anul ăsta ce faci și apa. Dar veniți, vă rog, mai aproape, că nu... Noi nu stăm, noi lucrăm de acasă amândoi. Da, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu încă am o afacere pe care, cum să vă spun, eu am lucrat în străinătate și atunci am menținut un job, l-am menținut de acolo și l-am transferat la distanță. Sunt remunerat mai slab, dar totuși sunt remunerat ok pentru situația economică de aici. Dar încerc și aici să dezvolt. Am o mică afacere și încerc să o dezvolt. Ca să, cum e gata, primul abiturient intre pe făgaș. Adică, practic, din timp creez locurile de muncă pentru copiii mei. Că eu nu văd ca Ministerul Educației să se ocupe de asta. Și atunci eu mă ocup de asta. Bun. Plăcere. Dacă mai sunt întrebări. Deci, parcurge materia cum vrei tu. Poți... Da. Practic, opțiunea de biserică să facă școala, asta a fost varianta numărul 1 pe care am vrut noi să o materializăm în Moldova. Legea cultelor Republicii Moldova este o lege extraordinară care permite fiecărui biserici, membri a cultului înregistrat, să deschidă școala acreditată sau neacreditată. Da? Prin asta se dă putere bisericii de a fi forță în societate. Biserica a fost de mii de ani, a fost cea care a educat generații de oameni. Astăzi au scos biserica, au dat-o la o parte și au zis că statul, domnule, educă tot. Da? Statul educă tot. Și e problemă. Vedeți unde ajungem. Noi am vorbit. Și atunci puține biserici de la noi se folosesc de asta, de legea asta. Adică e vorba de liceul ăsta Elim și e vorba încă de, nu știu, câteva școli probabil mai sunt,
Dar care e problema mea cu ce învață ei? Este că este școala acreditată de Ministerul Educației și învață exact după programa lor, trebuie să le joace în hora lor. Eu n-aș face așa. Adică eu spun, domnule, asta e școală de cult în care eu îmi cresc generația de oameni, copii de cult. Ei vor fi slujitori. Și atunci biserica își crește slujitori. Pe lângă slujitori îi face businessmen și lideri și oamenii ăștia merg în societate și îi angajează pe ceilalți. Deci asta e scopul. Sau aici vedem, țintim mai sus și ajungem mai sus. Pentru că vrem mai mult. Deci pot, părinții se pot uni, bisericile se pot uni, se poate face mult mai mult. Deci eu cred că evanghelicii în Republica Moldova fac foarte puțin în educație. Cu legile pe care le au, cu capacitățile care sunt astăzi la moment, se face puțin și trebuie să schimbăm acasă, e timpul. Acum e timpul pentru că nu știm ce vremuri vin. Dacă vine Rusia încoace, cum se vede așa, nu-i de rău că vă spun, rușii plătesc părinții ca să facă educația acasă. Adică eu astăzi, dacă mă supăr tare, mă duc la ambasada rusă și spun, frate, uite, mie mi se lezează drepturile că eu mi-educ copii acasă și eu iau azil politic în Rusia și ei mă duc și îmi plătesc. Îmi plătește ce? E ușor, e greu să-i învăț limba rusă? Nu. Învăț limba rusă și pot să stau acasă. Sunt familii, am auzit, este un caz, ei au locuit în Moscova, își educau copiii acasă, vin în Chișinău, își permit pe banii care iau acolo pe copii, au mulți copii, vreo 5-6, să înregistrați că stau în Moscova și locuiesc în Chișinău lejer, doar pe banii pe care îi primesc pentru că își educ copiii acasă. Adică și noi aici ne luptăm, eu dau salariu, dau o bună parte pentru educația acasă. Investesc foarte mult și o să continu să investesc pentru că știu în ce investesc. Dar vă spun că sunt state care și-au dat seama de valoarea acestui lucru. Și vă spun că vorbim la Ministerul Educației, dar vorbim în gol. Adică o să vedem unde ajungem. Până ce în gol, da. Noi strigăm încă nu știu când o să se audă, dar sperăm să se audă. Da.